Deci cetățenia română, ca să fie clar. Deci este o redobândire. Păi presupun că este sensibilă și vreau să spun. Deci este o cetățenie pentru mine de suflet. Eu nu am nici. Deci eu nu am nici pașaport, nici buletin de identitate românesc. Nu am folosit niciodată această cetățenie, nici pentru deplasare, nici pentru beneficiu. A fost un demers al familiei. Bunicii mei s-au născut în România. A fost un moment luminos pentru viața lor și demersul familial l-am susținut și nu am niciun sentiment de rușine pentru acest lucru. Dar o spun, n-am folosit-o pentru nimic altceva, deci n-am nici document, nimic. Cetățenia franceză și-am primit-o în 2009, ca să răspund. Deci toată cariera mea în Franța am făcut-o ca cetățean moldovean. Ba mai mult, legislația franceză permite să obții cetățenie franceză după ani de studii, după 3 ani de impozite. Eu am așteptat până în 2009, practic, în momentul când am fost la nivelul cel mai înalt în cariera mea, ca să cer și am fost naturalizat. Iorice la moment am simțit că este și casa mea. Călătoream, dar tot la străduța mea de Paris mă întorceam. Așa a fost să fie și nu credeam că într-o zi am să fiu în fața dumneavoastră. Deci, pot să vă spun că pentru BNP Paribas am fost cetățean moldovean, pentru guvernul român, când am fost consilier, am fost cetățean moldovean, pentru guvernul rus, când am fost agent de privatizare, am fost cetățean moldovean și, anume ca cetățean moldovean, am obținut încredere pentru operații foarte complicate, acces la informații foarte confidențiale. Deci, dacă altă lume a avut încredere în mine în calitate de necetățeanul lor local, sper foarte mult în țara mea să am încredere în partea dumneavoastră, indiferent de celelalte strâmbi.